Spune ceva, să facem o probă. Să văd cum se aude. Cumpărați Xanax, este cea mai bună carte din lume. Da. Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre oameni care scriu neplictisitor ca să nu te uiți la televizor. Azi l-am alături pe Liviu Iancu, cel mai cunoscut jurnalist de turism din România. A intrat în presă acum peste 20 de ani, din greșeală, la Mediafax. De atunci a lucrat la diverse publicații, iar în prezent scrie pentru Profit.ro. A rămas în presă pentru că îi place libertatea și pentru că a avut oportunitatea să călătorească și să cunoască oameni la care altfel nu ar fi avut acces. Recent a publicat Xanax, un roman de debut care s-a vândut rapid în mii de exemplare. Bună, Liviu! Salutare și mulțumesc că nu filmezi, pentru că am venit cu tricoul necălcat și n-ar fi dat bine. Am observat că erai îmbrăcat ca băiatul de jos, de la recepție slash bar. Păi din când în când mai vând la bar și mai fac pe recepționer la hotel, din criza asta de personal, încerc să mai scot un ban. E cam understaffed România în momentul ăsta, din câte am înțeles. Tu ar trebui să știi mai bine că scrii pe economic. E destul de nașpa, pentru că s-a ajuns la o criză din asta. Eu scriu pe turism și e un război între angajatori și salariați, pentru că cei care muncesc pleacă din țară, supărați că au salarii foarte mici, ăștia care au hotelul și au agenții de turism se supără că ea pleacă, dar nu le-ar da bani mai mulți niciodată, au ajuns cumva, nu știu, la un blocaj. Aici e toată criza de forță de muncă din România, de la bani pleacă. Și nicăieri, niciun domeniu din România nu mai vor să lucreze pe 1500 de lei, pe 2000 de lei. Motorina, benzina e aproape cât în străinătate, lucrurile sunt aproape la fel de scumpe, chiriile sunt și ele mari, doar salariile sunt de 5 ori mai mici. Românii au ieșit, s-au plimbat, au înțeles asta și nu mai vor. Criza forței de muncă este o criză a zgârceniei, de fapt, a angajatorului. Asta, la asta se reduce totul. Și angajatorii nu vor să înțeleagă. Ei înțeleg, dar caută alte soluții. Caută să aducă tot oameni prost plătiți și mai prost plătiți din India, din Pakistan, din Nepal. Caută să-i convingă pe români să rămână în țară, că țara lor e frumoasă, minunată. Stai cu soacra, stai cu porcul, stai cu câinele, dar nu umblă la portofel. Eu vă spun că în turism, unde, nu știu, la hotel există un grad de profitabilitate de 40-50%, e uriaș. Deci unui hotel îi rămân 40% din banii pe care îi produce. E foarte mult. Ei, hotelurile plătesc cel mai prost oamenii. Sunt salarii de 1300 de lei, 1500, 1600 și nu vor. Aduc nepalezi, aduc filipinezi, aduc, nu știu, am văzut și din Venezuela. Deci asta este criza și de forță de muncă. Este criza de zgârcenie, de fapt. Tu ești jurnalist pe economic de mult timp, peste 20 de ani. Da. Și în carte ți-ai descris primii ani în presă. Mă întrebam cum arată ziua ta. Cum arată ziua ta, ziua unui jurnalist de economic, cu experiență? Eu sunt un fericit. Ziua mea arată foarte bine. Arată exact cum aș fi vrut eu să arate. Mă trezesc când vreau, fac ce vreau, scriu când vreau. Nu merg la serviciu. Am mers ultima oară acum 3 ani. Noi la Profit ne-au dat voie să scriem de acasă. Putem scrie de acasă, avem un număr de știri pe care trebuie să le facem, avem un număr de materiale, un salariu. Însă, dacă vrei să stai și să scrii acasă, poți să o faci. Culmea e că, spre surprinderea mea, că cei mai mulți nu vor să scrie de acasă. Vor să vină acolo, fug de soție, de copii, de soacre, nu știu de cine. Eu vreau să scriu de acasă. Este o libertate absolută, este motivul pentru care rămân în presă. N-aș mai suporta niciodată să lucrez undeva, să vin la serviciu dimineața, să plec seara. A trebuit să iau acum vreo 3 ani niște acte de la Profit.ro și nu mai știam la ce etaje. M-am dus la lift și nu mai știam dacă e la 2 sau la 3. L-am sunat pe redactor șef, i-am zis, băi, unde suntem? Foarte mare avantaj. Pot să fac absolut ce vreau, pot să scriu la 12 noapte, pot să scriu dimineața la 5, nu merg la conferințe sau merg foarte rar. Deci nu prea mergi pe teren. Nu. Oamenii așteaptă de la mine să scriu chestii mai aparte, deși nu o fac, fac foarte rar. Să scriu editoriale, să scriu povești care sunt foarte citite. Acum am scris o chestie despre oamenii de la mare, despre cum mănâncă, cât de mult mănâncă, cât de mult consumă, cum, ce fac în camere, cum își ascund copiii pe care nu vor să-i declare când intră în hotel ca să plătească mai puțin. Soacra nu e copil, nu? Da, exact, soacra nu mai e copil. Cum vin cu soacră, stau câte 10 în cameră, cum mănâncă și pun în fața și unui copil de 2 ani, pun farfurie pline cu mâncare. Ei, am scris textul ăsta și a fost cel mai citit din Profit din toată luna. Un text, o poveste. Într-un site economic care are știri în fiecare zi exclusive și se pare că oamenii au apreciat asta la serviciu și mă lasă să fac ce vreau.
Dar totuși e documentat, ai dat niște telefoane, ai vorbit cu niște oameni, adică fără nu sunt doar părerile tale acolo. Nu sunt doar părerile mele, pentru că dacă ar fi doar părerile mele, imediat m-ar da în judecată cineva. Nu sunt, după ce am scris asta și am vorbit cu vreo 6-7 oameni, m-au mai sunat încă alți 6-7 și au zis, dar stai că încă n-ai spus totul. Păi uite, noi am avut caz la hotel în care ni se tot stricau minibarurile. Și nu înțelegeam de ce și ne-am seama că erau unii care, cărora le era frică să stea cu aer condiționat ca să nu răcească și deschideau minibarul ca să aristească camera. Stai ca într-un banc, da, când deschizi frigiderul. Exact, exact. Sau am avut cazuri de salate de vinete făcute pe balcon. Sau cazuri de mici în cameră sau de la un mare hotel. Cred că cel mai luxos din Mamaia, unde sunt apartamente din astea imense, una tot suna la agenția de turism să schimbe camera că nu merge plita. A schimbat o cameră, două, trei, patru, plita aia poți să faci pe ea un ceai, poți să faci, nu știu, chestii minore. Și s-a dus femeia asta de la agenție și a zis, dom'le, ce nu merge? Hai să vedem ce nu merge. Ce nu poți să faci șnițele pe ea? Zice, da, all inclusive aici, ce-ți trebuie șnițel? Tata copilului e foame la 6 dimineața. Și sunt povești din astea care, de fapt, de la poveștile astea a plecat Xanax, pentru că ne întâlnim aici. De la povești din astea pe care le-am scris acolo și pe care lumea le-a citit și le-a, nu știu, cumva le-a cerut. Apropo de Xanax, mie mi-a recomandat cartea un prieten care în tinerețe a lucrat și el la Ziarul Financiar, a fost primul lui job după studenție și i-a plăcut, s-a priceput, dar n-a stat foarte mult. A făcut până la urmă carieră în asigurări, a fost așa un job de tranziție pentru el și cred că s-ar fi priceput pe termen lung. Tu cum ai făcut să stai? Din păcate, presta e un job de tranziție. Pentru că e prost plătită în primele faze, în primele etape, ziariștii care încep acum au, nu știu, în jur de 1500 de lei și nu reziști. În momentul în care ei sunt formați, în momentul în care știu deja despre ce e vorba, nu mai sunt mulțumiți cu salarii și pleacă oferte în altă parte pentru că tu cumva ești, ai contact cu firme, ai contact cu proprietarii tot felul de firme, mai ales ziariștii pe economic și ai oferte dacă... Ziaristul e întotdeauna mai vioi decât un angajat de rând al unei companii care n-a fost în presă. Știe mai mult, are mai mult tupeu și pare mai inteligent, deși nu e. Și atunci primește oferte destul de des. Și pentru un început presa a fost așa ceva provizoriu, era ca o chestie în care o să stau și o să plec la mai să mă apuc de ceva serios. Numai că a câștigat partea cu timpul și partea cu plimbările, pentru că scrim pe turism, am putut să plec foarte mult. Foarte mult, aproape în fiecare lună și să te plimbi pe banii altora este ceva minunat. Pentru că te invită tot felul de companii din alte țări să vii să scrii despre țara lor, să vezi să ministerele și îți place și ai mai vrea. Și atunci amâni ca în deșertul tătarilor de la un an la altul că vei face ceva mai interesant și până la urmă îți zici, păi, da, asta e cel mai interesant, ce aș putea să fac? Să mă duc într-o companie, să câștig de 3 ori mai mult și să... Uite, am avut o ofertă la un moment dat de la un ziar mare să fiu șeful unei pagini economice care se crea acolo. Și încerca tipa să-mi spună directoarea cât de bine va fi și așa, uite, o să lucrăm de la 9 dimineața până la 9 seara, vei avea nu știu câți bani, vei avea așa și vei face conferințe și vei merge și vei da interviu și vei da declarații. Și eu în timpul ăsta mă gândeam cum ies eu cu câinii mei pe câmp, cum merg și mă plimb și mă întâlnesc cu prieteni și citesc la 12 ziua și am zis că nu vreau. Și am rămas la salariul meu mai micuț și la libertatea mea și cred că așa o să rămân până la sfârșit. Nu cred că o să mai lucrez vreodată undeva cu program. Și dacă s-ar termina cu profitul, nu aș face ceva să nu mai am program niciodată. E groaznic să ai program. Este, da. Să trezi dimineața și să... Depinde de fiecare persoană. Sunt persoane care preferă să aibă un program. De asta le dă o asiguranță și o rutină și sunt persoane care... Era un film care mi-e place foarte mult. Filmul meu preferat cu Javier Bardem, care se numește Los Lunes al Sol și se traduce cumva Zilele de luni la soare cu niște șomeri spanioli care stau pe marginea apei și la mine se întreabă, băi, ce zi e azi? Băi, uite, e luni. Și mie mi se mai întâmplă asta, merg cu prietenii, cu câinii pe câmp și sunt unii care au firme, care au mult mai mulți bani decât mine, dar mă rog, pe câmp suntem toți egali și tot întrebăm așa, ce zi e azi, marți, miercuri? Și tot timpul avem impresia că e sâmbătă, că asta e mișto, să trăiești o sâmbătă continuă. Dar pentru asta e muncă, pentru că trebuie să lucrezi la 12 noaptea, poate scrii, poate nu știu, poate mâine am toată ziua plină de știri sau de întâlniri sau de... Mm-hmm. Asta e un program haotic, dar frumos. Și de asta rămân în presă. Asta e. Și pentru faptul că presa te aduce în jurul unor oameni și lângă niște oameni care altfel n-ar vorbi niciodată cu tine. Sunt tot felul de oameni de afaceri, sunt tot felul de personaje pe care le vezi, care încearcă și să apară, să intre cu articole undeva, să încearcă să poarte frumos cu tine. Bine, tot frumosul ăsta e fals, pentru că e un mare interes, dar ajungi să cunoști oameni, să-l vezi pe Băsescu de aproape, să-l vezi pe Udrea, stai cu de la masă, să stai cu, eu știu cine, Ioan Niculae, cu Țiriac. Cu Țiriac n-am stat, dar mă rog. Așa. Mai e timp. Da. Da, știu că spuneai despre asta și în carte, că simplu fapt că ești de la presă te face dintr-o dată... Da, presa îți dă o falsă putere. Mm-hmm. Ai impresia, foarte mulți oameni din presă, după ce au plecat de acolo,
din presa economică, vorbesc doar de presa economică, aveam impresia că sunt prieteni, nu știu, cu miliardarul X, cu miliardarul Y și sunau după aia, domnul cutare, ce mai faceți? Păi pe unde mai ești? Păi nu mai sunt nicăieri. Ei, și aveam mare surpriză să nu mai răspundă la telefon. Mi s-a întâmplat și mie chestia asta la un moment dat, am plecat, am fost în presă Mediafax, după aia am fost foarte puțin timp la Adevărul, după care am rămas fără job, vreo 6 luni. Și mi-am sunat prietenii mei din business pe care îi știam, oameni cu care ieșeam, unul care a fost secretar de stat. Am avut surpriza să nu mai, băi, dar unde ești? Păi mai lucrezi de la nu. Păi și atunci ce mă cauți? Vrei bani? Ce vrei? Să-ți dau de mâncare? Eu îi căutam din pur și simplu din prietenie și nu... Mi-am dat seama că o falsă putere pe care ți-o dă prensa și o falsă importanță. Nu ești important deloc. Ești important pentru prietenii tăi, pentru familia ta și atât. Pentru oameni ești un instrument, de fapt, cum sunt și ei pentru tine. Presa e o mare minciună. Te învață să te minți. O minciună, e un bordel. Ai tot felul de comparații. Presa este cel mai mare bordel. Presa este cel mai mare bordel pentru că presa naște falși deontologi, naște false exemple. Eu am văzut acolo în bucătăria lor internă și știu ce e în spatele cortinei. Și în spatele cortinei este un mare bordel. Faptul că lucrezi în presă nu înseamnă neapărat că te asociezi cu valorile astea sau cum funcționează să lucrezi într-un mediu pe care îl percep la modul ăsta? A lucra într-un mare bordel nu e neapărat ceva nasol. Depinde de ce parte a ușii ești, unde ești, cum ești. Profit, culmea, este o chestie care încearcă să se țină cât mai departe de lucrurile astea și încearcă să fie, să nu se prostitueze foarte tare. Uneori ne mai prostituăm și noi puțin pentru că asta trebuie să faci rating, să citească lumea, să mai fie o știre, să fie un titlu care atrage, să fie... Dar încercăm, de multe ori pierdem știri sau pierdem audiență pentru că oamenii vor ca știrile de acolo, șefii de acolo vor ca știrile să fie serioase și există un segment de cititori și pentru așa ceva. Deci nu vrem să... Și cel mai mic bordel posibil, profi.ro. Sau printre cele mai mici. Cel mai curat. Printre cele mai curate. Bordel există atât timp cât trăiești din reclamă. Când vine unul să-ți dea reclamă și e clar că dacă plătește 6 luni de reclamă, nu prea poți să-l ataci. Dar asta e toată presa. Fiecare presă are mici partipriuri, v-am zis, la profit încercăm să fim cât mai departe. Ți se pare că a evoluat presa în vreun fel în ultimii 20 de ani sau cam tot pe acolo se învârte? Că tu povestești tot felul de întâmplări în carte, tot felul de practici. Crezi că s-a mai curățat un pic sau tot acolo suntem? Nu s-a mai curățat. Nu știu, începeam fiecare dimineață la un moment dat cu știrile de la știrile Pro TV dimineața. Și plecam încărcat cu crime, cu târhării, cu violuri, cu nenorociri, cu chestii din astea. Și la un moment dat am să aminte că Sârbu povestise undeva, Adrian Sârbu, care fondase ProTV-ul, că, domne, asta ascultă lumea, asta vrea lumea. Eu aș începe jurnalul cu Brahms sau cu nu știu ce operă, dar dacă asta ascultă lumea și asta vrea. O prietenă care lucrează la Capital și e șefa, Anca Andrei, e redactor șef la Capital, pe care l-a transformat ușor într-un tabloid, deși era murise Capital. Acum e un fel de tabloid, mi-a spus că cele mai citite știri sunt alea care conțin în titlul dezastru. Deci atâta timp când lumea vrea să vadă dezastru, bubuială, morți, răniți, crime, de fapt societatea românească nu s-a schimbat. Nu presa. Presa vinde ce se cumpără. Eu nu cred în rolul educativ al presei. Nu poți să-i dai. Ai pe telecomandă și National Geographic și Taraf TV. Atâta timp cât te uiți pe Taraf TV sau cât BRTV sau nu știu cine, mama care se uită la posturile astea, profesoară pensionară, îmi spunea la un moment dat că vin acasă unde ești, eram pe la mare, nu știu, într-o întâlnire de serviciu, vin acasă că e un ciclon. Ce ciclon? E un ciclon. O să măture jumătate din România. M-am sunat a doua zi, băi, n-avea niciun ciclon. Te mai uiți la aia? Mă mai uit. Păi, atâta timp când nu execuți pe ăștia care te mint și care te induc în eroare, înseamnă că vrei să fii mințit, că îți place să citești lucrurile astea. M-am zis, nu s-a schimbat România. E greu să schimbi. E greu să schimbi o mentalitate. E greu să... Mi-am schimbat cumva viața de câteva ori. Radical. Când am învățat să fac mămăligă, am învățat să fac mâncare, singur. Așa. Când am învățat să nu mai ascult ce zic alții despre mine și să nu mă intereseze și mi-am schimbat viața foarte tare când am hotărât să nu m-am hotărât. Când, nu știu, mi s-a făcut silă să mă uit la televizor și nu mai uit, nu știu, îmi dau seama că am săptămâni întregi în care îmi deschid televizorul sau... Televizorul e un obiect de decor, am luat și un pește din ăla de televizor, dar numai că nu e atât de la un televizor. Un milionare? Acum o să-i cumpăr, am căutat greu, am găsit greu pește de televizor. Dar stai că pe televizorul ăsta noi n-ai unde să-l pui. Păi nu, dar îl țin în față. Îl țin în față, nu stă că nu e la ta. Mi-am luat pește de televizor, nu, e un obiect de decor, televizorul, e ca o chestie așa. În casă, ca un tablou. Pentru că nu mă deprimă, nu pot să ajung acasă seara, nu știu, am avut o întâlnire, am avut o treabă, sau am citit, sau m-am întâlnit cu cineva, sau am scris la carte, sau când scriam la carte, sau așa, ca să aud niște dezbateri, aceleași dezbateri, aceiași oameni, cu aceleași idei și cu aceleași interese,
seara de seara, tot tocând. Am prieteni care sunt ziariști buni, foarte buni de investigații și care spun, ia uite, mizeria de Antena 3 și care, ia uite ce a zis ăla și acum a venit ălalt și a spus așa. Ei, de fapt, își petrec serile uitându-se la Antena 3, ca și cum ai băgat degetul în la hat de fiecare dată și zice, mamă, cât de urât miroase. Nu mai suport astea. Cred că înaintând în vârstă îmi place să petrec timpul altfel. Nu știu, așa, să nu-și imaginez cineva că stau așa cu documentarele în față, cu 10 documentare, cu 50 de cărți. Mie cel mai mult îmi place să umblu cu câinii pe câmp. Asta făceai și când am vorbit despre interviul ăsta. Da, tot da, cu câinii, da, eram cu câinii pe câmp. Eram ieșit la 5 dimineața. Probabil că omul se întoarce cumva la copilărie după... Mi-a plăcea foarte mult câinii când eram mic, după care 20 de ani de gagicăreli și de beții și de fumătorii și de tot felul de chestii astea. Am uitat de asta, după care m-am întors la vechea mea dragoste. Pe atunci mi nu-mi permiteam să iau câinii pe care i-am acum. Acum mă duc și mi-au din Italia sau de unde vreau. Și mi-am permis acum să-mi fac, să-mi îndeplinesc vis. Eu cred că atunci ești un om realizat, nu contează. Poate tu ți-ai dorit să fii prim-ministru când aveai 5 ani. Când îți împlinești visele de la 10 ani, de la 12 ani, poate atunci ești cu adevărat realizat. Și eu la 12 ani doream să am un câine pointer. Nu se găseau în România pointeri. Așa n-am găsit greu, mă rog, am luat din Italia și acum stau cu pointer și merg și trăiesc așa o bucurie foarte mare. Ce anume te atrage la câinele ăsta și ce se duce relația cu câinii? Sunt o grămadă de oameni care merg, cu care merg cu câinii, merg la vânători. Eu nu sunt că m-au întrebat, în moment a fost și un scandal pe pagina unui prieten, că nenorocitule, ucizi animale, eu nici nu stau să-i filmez, eu nici nu trag, sau trag o dată la prepeliță sau și la fazani. Mie îmi place senzația de libertate pe care o ai când mergi pe câmp, când te plimbi, când încordarea câinelui, când ei se opresc cumva când simt pasărea, intră într-o stare din asta, într-o transă care se numește aret. Și mie îmi plac toate chestiile astea și cumva le trăiesc copilăria, adică e foarte greu să-ți mai aduci copilăria înapoi. Asta este o nișă, este un tunel prin care intru eu ca să o aduc. Probabil că asta e. Și toți care merg, sunt oameni la 50 de ani, sunt oameni la 55 de ani, care toți au aceeași copilărie și aceeași, cineva mai superficial putea spune că sunt infantil, dar au aceeași, nu știu, poate sunt infantil și poate că asta e bine, să rămâi infantil. Când eram la țară, când stăteam, eram la liceu și puțin mai târziu, mergeam la fotbal și censura câte unul nu mai merge la fotbal, gata, s-a terminat povestea, nu mai merge. Păi ești om însurat, ești om la 30 de ani, ești om așa, cum, de ce mai umbli cu câini, de ce mai umbli cu mominge să mergi la fotbal? Și probabil că asta e problema, că ne pierdem tinerețea, ne pierdem, îmbătrim foarte repede. Da, există concepția asta și cred că mai ales nu prea place mie să zic că la români, dar cam din ce am mai văzut pe afară la noi, concepția asta că odată ce treci de etapă în viață, ești, cum ziceai, ori un om așezat la casa ta, ori un om cu serviciu, trebuie să fii un om serios. Exact. Și atunci scapi de alte ocupații care s-ar putea aduce bucurie, da. Pentru că trebuie să fii serios. Exact. La țară aveam o chestie, era un scenariu la gagici. Era câte una, se făcea foarte frumoasă așa pe la 15-16 ani, o curtau mai mulți, la un moment dat fugea cu unul, pentru că nu o lăsa mă să se mărite de la 16 ani, fugea cu unul, se întorcea acolo la masa după o săptămână, tunsă și făcută permanent așa cu părul creț, așa era deja femeie măritată, făcea repede un copil, se întorcea bătută după 2 ani, venea bărbatul să o ia de la masa, primele două dezreușea, a treia oră nu mai lăsa masa, nu mai dădea și după care divorța pe la 18 ani. Și deja... Experiență de viață. Da. Intra în viață imediat. Nu știu, am și vecini și la bloc și aveam și la țară vecini care, nu știu, imediat, aveau 21 de ani, se căsătoreau imediat, copilul imediat la 22, totul, nu știu. Se pare că e prea repede. Îmbătrânim mult prea repede. Știu prieteni care vorbesc despre pensie. La 40 de ani vorbesc despre pensie. Bă, uite, așa, să-mi iau o casă la țară, să mă duc undeva, să... De fapt, este tot... Goana după copilărie, tot ce caut eu câinii pe câmp, asta caută și ei vor, să întoarcă de acolo de unde au plecat, să revină, să mai trăiască câteva momente așa de liniștea și de... Caută un Xanax. Revenind un pic la scris, știu că tu povesteai când ai angajat la Mediafax și mi-ai spus și în alte interviuri și povestești în carte că atunci nu știai, n-aveai experiență cu scrisul, n-aveai experiență nici măcar cu calculatorul, absolut nimic. Nu, mi-am păcălit. M-au angajat degeaba, fără să știu nimic. Bine, nu știu, cred că era și atunci o perioadă, că și Raluca Feher zicea că când era student de sangrat în presă, trebuia doar să știi să ții un pic în mână, că se căutau oameni și nu prea conta ce știa. Era ca pe vremea de imediat după 90, când picase Politehnica, picase rău de tot ca atractivitate, numai de anime și ieșeau efectiv profesorii prin față pe Dâmbovița și întreau nubrii de la facultate, că ei, sigur, vino, hai, cam așa te băgau în presă. Acum în centru pe chemele restaurante. Exact, cam așa ceva, cam așa stăteau și în presă să intri și acceptau pe oricine. Cred că și acum acceptă foarte ușor oameni. Tu totuși ai făcut o carieră din scris și trăiești din scris chiar dacă nu te consideri scriitor și ai publicat și o carte. Eu nu doar că nu mă consider scriitor. Cred că în România nici nu există scriitori. Așa de grav? Da, eu așa zic.
dacă nu treci granița, după părerea mea, nu e nimeni scriitor în România. De asta spun că nu. Nu există scriitori. Un scriitor, nu știu, prima condiție a unei cărți, primul lucru este să-ți placă să o citești. Dacă nu-ți place să citești cartea și vine el și spune, băi, dar tu știi cât de profund sunt eu, băi, dar cum, păi tu n-ai văzut, trebuie să-ți placă să o citești. După ce ai citit-o, mai vorbim de valoare, mai vorbim de vandabilitate, mai vorbim de orice altceva. Dacă tu nu o citești, este un scriitor cumpărat, dar necitit. Sau citit într-un anumit mediu. Dar nu suntem scriitori. Scriitor este un om care trăiește doar din scris, doar din cărțile lui, fără să fie profesor, fără să aibă alte joburi, fără să aibă... Și trăiește bine din scris. Crezi că Xana s-ar putea să treacă granița, având în vedere câte referințe culturale sunt și povești care țin de autohton? Nu știu, e greu. Xanax exact ce îl face valoros, îl face și intraductibil. Aici e problema lui, pentru că nu este o carte ușor de tradus. Sunt multe chestii mult prea românești, multe glume mult prea românești, dar poate ar putea fi interesant, pentru că toate cărțile care se traduc au și ceva local care se traduc. Nu știu, văd ce cărți se traduc în SUA din tot felul de limbi și din tot felul de... Nu știu ce să zic. O să vedem mai departe. Editura o să încerce să o traducă. Da. Numai că străinătatea nu prea gustă cărțile românești. Nu știu, probabil că au fost atât de multe proaste pe care am încercat noi să le băgăm pe nas de-a lungul și pe gât de-a lungul timpului, încât s-au săturat de noi. Sunt mici, foarte, foarte mici succesele și de mică învergură. Nu știu, va fi greu. Va fi greu pentru Xanax. Eu urez succes, o să fiu alături de el. Nu știu, sper deocamdată să se citească mai mult în România. Să se citească mai mult Xanax. Pentru că, v-am zis, chiar dacă există cărți poate mai valoroase sau pe care autorilor le cred mai valoroase, puține cărți sunt mai neplictisitoare decât Xanax. Este una dintre cele mai neplictisitoare cărți posibile. Te poate enerva, te poate supăra, te poate irita, nu știu. Dar nu te poate plictisi Xanax. Pentru că așa am scris-o, să nu plictisească. Cum anume ai făcut ca să nu plictisească? Ok, îți propui că vreau să scriu o carte care nu plictisește. Dar de aici până chiar a reușit, nu e chiar așa simplu. Păi nu e chiar așa simplu, pentru că trebuie să uiți de tine. Pentru că dacă tu ești plin de tine și ai impresia că tot ce lași tu pe hârtie sunt chestii de geniu și vrei să scrii, nu știu, marea operă și marea, vrei să fii al doilea Dostoevski, al doilea Tolstoi. Și sunt oameni care... Trebuie să vă uitați, îi găsiți ușor pe Facebook. Sunt oameni care au la poza lor de profil microfonul. Când îi vedea pe unul cu microfonul în mână, înseamnă că el simte că are ceva de transmis lumii. Și deja când tu crezi că ai foarte mult de transmis lumii, nu mai transmis nimic. Te ofilești la propria ta umbră. Trebuie să te lași pe tine o parte când scrii o carte. Trebuie să te lași pe tine o parte și te pui în locul ăluia care citește și să vezi, băi, tâmpenia asta pe care am scris eu aici, l-ar putea interesa pe unul sau nu? Nu știu, cred că o carte trebuie fragmentată. Ori trebuie scrisă o carte cap-coadă, care să fie plină de suspans și de, nu știu, de tensiune, eu nu pot să scriu așa ceva, sau o carte plină de povești scurte, de povestiri scurte, care să-l țină pe om să nu plictisească, să nu lungești foarte tare. Asta ar fi mare. După aceea e talentul fiecăruia, cum poate face. Eu am fost la un moment dat la... Mergeam la târgu de carte și acolo și am un scriitor, pe la Polirom, cred, scris, care citea dintr-o carte, avea o lansare. Numai că nu era nimeni la lansare. Și citea singur, ținea cartea așa în mână ca... A căzut și telefonul, am să țin cartea. Ținea cartea în mână ca Hamlet și declama din ea, efectiv. Niște tâmperi. Mi-a zis mămăița, fiule, să fii cu minte în viață și când te-o întoarce aici să faci... Și era foarte marcat și foarte exuberant. Numai că ce spunea acolo nu însemna mare lucru. Eram doar eu, mă uitam la el și așteptam să cumva, nu știu, să se oprească, să facă ceva, să pot să plec. Nu știu, nu trebuie să... V-am zis, cartea trebuie să fie divertisment în primul rând. Deci cartea nu trebuie să moralizeze pe cineva să se simți bine când o citești. Și cred că Xanax face asta, pentru că aproape zilnic primesc și mă lupt foarte tare să nu devin așa, să nu-mi pun și eu poză cu microfonul. Așa, oameni care spun că s-au simțit bine, s-au distras, sau au râs. Deși cartea nu e deloc amuzantă, tema nu e amuzantă și... Stilul e amuzant. Stilul e amuzant, exact. E ca și cum mai spune lucruri grave pe un ton așa, ca și cum mai spune în glumă. Niște chestii grave. Pentru faptul ăsta, când spun oameni și fiecare zi trimit pe Messenger, la Facebook, oameni pe care nu-i cunosc că le-a plăcut, că scris unul că e de la Asociația Vânătorilor Mureș sau nu știu unde era, că domnule, mi-a plăcut mult cartea, am citit-o odată și acum am apucat două ore de ea și mi-a luat o zi liberă. Și am zis, domnule, vezi să nu o citești de 365 de ori, că te dau ăștia afară, ai grijă. Citește-o două ori și gata, ajunge. Sunt tot felul de mici bucurii pe care le primești cu o carte. Crezi că exercițiul presei și presei online te-a ajutat și interacțiunea constantă te-a ajutat să-ți dezvolți stilul ăsta? Să te gândești la cititor? Nu, m-a ajutat munca la agenția de presă.
când am lucrat la Mediafax, pentru că la Mediafax făceam știri pe care după aia le puneam pe flux și le luau ziarele. Urmăream, bineînțeles, ca fiecare dintre colegii mei, ca știrea să fie cât mai atractivă și, și să o ia cât mai multe ziare, să o preia. Și atunci, dacă o știre era plicticoasă, dacă nu spunea nimic, nu ți-o prelua nimeni, murea acolo pe flux Mediafax. Și asta te învață cumva să fii neapărat concis, ci să surprinzi esențialul. Și tot presa te învață că, de fapt, tu nu însemni nimic, tu trebuie să fii foarte atent în jur. Adică, în cartea mea, eu, personajul, sunt unul dintre celelalte personaje și nu neapărat personaj pozitiv, nici de cum personaj pozitiv. Pentru că și aici e o mare problemă. Foarte mulți scritori, români zic eu, n-au autoironie. Ei se iau foarte tare în serios, foarte... Am spus 100 de povești în care eu mă fac de râs, sunt singur în care povestesc cât de ridicol sunt, cât de lacom, cât de mincinos, cât de... Sunt o grămadă de chestii. Asta e viața. O carte merită. Merită să te jupoi pentru o carte. Merită în ce sens? Dacă acea carte va fi bună sau măcar dacă efortul tău va fi să scrii o carte bună, merită orice compromis, o carte bună. În efectul în care l-are în cititor. Da, pentru care să rămână. Pentru că mi-au zis unii, dar cum, de ce ai spus tu că te-ai dus la bordelul? Băi, mama ta ce o să zică? Sau o mama supărat foarte tare, citind multe lucruri de acolo. Până l-am înțeles că asta e viața, asta e literatura. Cartea mea, din întâmplare, deși nu asta e valoarea aici mai mare, este și reală, 100%. Tot ce s-a întâmplat în carte e adevărat. Dar nu asta e valoarea ei. Că nu înseamnă că orice om care vine și povestește viața cu sinceritate poate scrie o carte bună. Eu cred că a meritat. S-a sunat de pauză? Nu doar la episod, ci și la zest. Plecăm spre sud să verificăm dacă țațichiul mai este bun și dacă apa e la fel de turcoaz. Ne întoarcem cu episoade noi după ce începe școala. Până atunci, vă las cu cele 24 de până acum, plus cel de azi, care continuă după cum urmează. Apropo de stil, am observat un lucru imediat cum am început să citesc Xanax, dar și în toate celelalte textele tale, în opiniile pe care le scrii, că cred că marea sursă de umor și ce face stilul tău să fie unic sunt comparațiile pe care le faci. Deci faci într-o propoziție doar 3 comparații sau într-un paragraf. Da. Și sunt reușite, dacă ai exercițiu comparații și tot timpul găsești... Da, și tot timpul îmi pare rău că n-am mai făcut în carte și alte comparații, deși Radu Paraschivescu a avut un reproș când la lansarea cărții, mi-a zis că doamne, sunt prea multe comparații la un moment dat și poate ar trebui să mai scoți din ele. Numai că merg pe stradă, mergeam acum la mare și am văzut-o pe una și stătea cu sânii alternau de o parte și de alta corpului și mi-a dat seama așa văzută de sus că păreau două benzinării pe marginea autostrăzii, două benzinării în oglindă și mi-a zis, uite bă, n-am băgat asta în Xanax. Trebuie să, în ediția 4-a o bag. O să fie și comparația asta. Tirajul 4. Da, apare în toamnă. Mai bagi, mai merge. Faci adăugiri. Da, tot timpul fac câteva adăugiri și tot timpul mă ceartă cele de la editură că nu se poate, nu e bine, de ce faci, de ce și pentru că eu sper că această carte să aibă o viață foarte lungă și să fie tot mai bună. Oricând mai e ceva de adăugat, nimeni nu scrie cartea perfectă. Deci cei care au cumpărat primul tiraj să peste 5-6 să cumpere din nou. Să cumpere din nou, asta e viața, da. Nu, cartea rămâne în esență și ideea rămâne, dar mici lucruri, sunt câteva mici povești pe care le-am uitat. Se le scriu foarte greu. Când scriu o carte, eu nu o să fiu un om care să scrie multe cărți. Poate asta va rămâne singura sau nu știu, poate să mai scriu una peste 10 ani. Vrei să spui tot sau vrei să spui foarte mult? Eu nu sunt genul de om care să scrie o carte pe an. Cărți din ce în ce mai... Nu vreau să scriu. Nu se trăiește din scris. E foarte greu să treci din cărți. Și să scriu și să vin după aia cu ipocrizie, spun că le scriu pentru mine, eu minciună teribilă. Scriu pentru oameni, scriu să vând, scriu pentru cititor. Că așa ți-ai scrie ție în casă și treci singur, nu te mai să le publici. Deci atâta... Ți le faci la Xerox, le legi, există. Ați un jurnal? Niciodată. Nu? Deci tot ce ai scris a fost din memorie, da, n-ai nicăieri luate niște notițe? Am, mi-am notat la vremea respectivă, dar nu țin un jurnal. Ar fi cum să țin un jurnal și vrea să-l și public și să... Nu, să-l public, să te inspiri din el sau să fie ca nu, o... Nu, și îmi pare rău că n-am ținut. Pentru că sunt multe, multe scene pe care le-am pierdut. Poate la un moment o să scriu o poveste despre Xanax, despre cum am scris Xanax, care va fi interesantă pentru că Xanax are o poveste frumoasă de la copertă, de la titlu, de la tot ce vrei, până la... Și zi de zi se întâmplă povești frumoase cu Xanax. De exemplu, mi-a scris acum câteva zile pe Facebook un scriitor care a apărut pe la Polirom, cunoscut Adriana lui Gheorghe, așa că el a găsit cartea mea, nu-l știam pe om, a găsit cartea mea pe bancă Neptun, unde unul scrisese pe abandonată, căci asta am citit 30 de pagini, e o porcărie, n-are nici umor, n-are nici... sensibilitate, n-are nimic și a zis nimic în toate limbile posibile. Satul acolo a fost foarte supărat și omul mi-a scris și că i-a plăcut cartea foarte tare. O laudă care pe mine m-a mângâiat pe suflet, orice laudă te mângâie pe suflet, dar sunt unele care te mângâie mai frumos, că e o carte care nu se termină când o citești, pentru că ea mai funcționează în tine o vreme, nu știu, sper să funcționeze toată viața. Și
Nu mai știu de unde am plecat, că am început laudele. Așa și... Am plecat de la comparații și de faptul că o mai modifici și că vrei să dureze foarte mult timp. Că nu o să fie... Poate e singura carte pe care o scrii. Poate, nu știu. Și... Cei de la editură mă presează și m-au sunat și de alte edituri. Hai, alta. Nu se poate alta, nu. Nu poți să scrii un Xanax. Asta e și marele avantaj al Xanax. Nu poți scrie o carte ca Xanax într-o lună sau într-un an. Ți este greu, poate ți se o dată în viață, nu știu. Am avut noroc. Cartea asta, nu știu. O să într-un moment, am găsit un habar n-am. Care e povestea titlului? Ai spus că are poveste frumoasă. Da, are poveste foarte frumoasă. Eu mă tem foarte tare de avion. Toată viața mi-a fost frică de avion, fără să știu. Adică înainte de a mă urca în avion, știam că o să-mi fie frică să mă urc în avion. Așa m-am gândit eu, că o să-mi fie frică. Și la un moment dat n-am putut să mai evit avionul și a trebuit să plec într-o deplasare. Făceau frații Micula, aia de la Oradea, lansau un post TV. Și m-a invitat și pe mine, că eram ziarist la Național pe vremea aia. Și am mers cu avionul, am urcat în avion și înainte de a urca în avion, tot întrebam prieteni care zburaseră, băi, cum e, că mie o să-mi fie frică. Și zice, băi, nu mă, n-are ce să-ți fie frică, o să fie exact ca în autobuzul 335, nu e, am scris asta și Xanax. Și zic, băi, dar și nu mai fi frică dacă zboară. Nu mă, stai liniștit, altul mi-a zis că, domnule, am mers cu avionul și a plecat de pe pistă și a ocolit un câine. Sau a ocolit ceva și mi-a zis un vecin că poate a ocolit un câine. Și tot felul de chestii, genul glumițe de... Și am urcat în avion și mi-a fost o teamă, în primul rând, numai când am văzut avion. Era un avion foarte, foarte mic cu elice, un ATR din ăla cel mai mic sau poate mai mic decât ATR, pe care l-a luat vântul în toate direcțiile, l-a bătut ca pe bărcuță din aia de hârtie. Și la mai când s-a lăsat pe o aripă așa, se întoarcă, eu știam toate poveștile cu accidentul de la Balotești, cu așa, și mă gândeam când se vedeau așa jos niște case, zic, o fi Baloteștiul ăsta, mă uitam așa, plus prin nori pe acolo, mi-a fost frică și după nori, și la un moment am început să mă închin, eram total necredincios, nu... Eram în pline păcate atunci și am încercat să fac niște cruci, niște alea, așa mai întâi discret, așa cu limba în gură și mi s-a părut că n-ar fi suficient de mulțumit Dumnezeu și am făcut niște cruci așa pe față. Și la un moment am văzut un nor așa în formă de o mână cu deget ridicat, știi, și mi s-a părut așa că zice cineva, băi, asta e mă așa, tu ai curvit, ai bețivănit, ai mințit, ai făcut și acum vii să te rogi de mine că ia stai și tremur acolo. E și mă sufocam în avion și mi-am seama după aia că e atac de panică ăla. Foarte greu am ajuns la Oradea. Mă rog, am stat acolo, după care o vreme n-am zburat. Și am pierdut foarte mult pentru că n-am zburat. Și ăsta e și un mesaj al Xanax, dar o să-l zic după aia. Am pierdut, nu știu, multe deplasări, dar multe. 10-15 deplasări în care eram invitat și se făceau cu avionul. Și n-am mai mers de frică avionul. La un moment dat am avut o invitație undeva în Malaga. O chestie de 8 zile, foarte mișto. Cu plimbare în Maroc, cu tot felul, un grup de ziariști. Și tot mi-era frică. Și am sunat o prietenă doctoriță la spitalul militar, băi, fă-mi ceva, uite. Fă ceva că trebuie să plec, trebuie să zbor, trebuie să trec peste mine, că nu mai ține. Ce uite, vino că am un prieten psihiatru, să vedem care e treaba. M-am zis la ăla, ăla era unul cu 100 de dioptrii, om serios, așa, slab, cu un halat, avea și halat, așa, mi s-a părut cum bla Jung, l-am văzut eu pe Jung într-un interviu, un halat, nu știu în ce umblă psihiatru sau psiholog, ce era el în halat. Și zice, domnule, de ce vă e frică? Să nu cadă avionul? Și zic, nu, uitați-mi, frică să nu intre o pasăre în motor, bine, să nu cadă până la urmă, asta e. Să nu se deschidă trenul de aterizare, să nu mai meargă aerul, să nu mai facă, să nu mai drag. Și ăla a stat și a numărat, erau 32 de frici și l-a notat acolo. Și zice, domnule, uite, eu dau doctoratul pe tema fobiilor și dacă mă lași să-mi fac doctoratul pe cazul tău, o să te tratez gratis, dar durează un an, doi, nu știu cât durează. Și ce, ești de acord? Zic, domnule, eu plec diseară. Păi cum diseară? Păi diseară plec, dăm ceva, o pastilă, nu mai, lasă-mă cu... Și ce bine, uite, stau Xanax. Și mi-a dat Xanax pe care să-l iau când urc în avion, înainte de urcat și care mă moleșește și mă... Bine, să ia cu rețetă, să ia cu tot. Și l-am luat doar că eu n-am știut atunci că trebuie să-l iau, să-l iau toată săptămâna. Și am stat moleșit toată săptămâna, toată Spania, m-a dormit prin autocare, m-a dormit prin tot felul de chestii, mă rog. Și așa a rămas doar să-l iau când merg în avion. Până la urmă, Xanax, titlul cărții, înseamnă nu doar Xanax, doar pastila, înseamnă tot ce faci tu ca să și câinii de care povesteam mai devreme sau poate și poza lui de pe Facebook cu microfonul în mână, înseamnă tot ce faci tu ca să treci mai ușor prin viață. Să uiți că până la urmă mori, că până la urmă îmbătrânești, că totul se duce dracu, știi? Poate credința baba aia care se duce la Sfânta Paraschiva, eu înțeleg foarte bine, tot un Xanax e și ăla. Se duce, se târăște acolo, eu văd oameni, trec, eu stau la Băneasa și văd oameni în Piața Victoriei. Sunt 5-6 oameni, totdeauna, vară, iarnă, ok, înțeleg, oamenii, am ieșit și eu în stradă, foarte mult. Dar sunt unii care stau mereu acolo și care cumva diluează tot mesajul ăsta de protest. S-a făcut cineva ceva rău, n-a făcut, ei stau acolo și au mese, mănâncă roșii, am văzut. Și pe mă gândesc, băi, ăsta e Xanaxul lor, poate n-au ce face acasă în seara aia, poate sunt acolo 10-20 de oameni. Fiecare are Xanaxul lui, fiecare are... Sau ar trebui să-l aibă un om fără Xanax, un om distrus, un om finit, vorba lui Papini. Ai spus că îmi spui și mesajul cărții. Păi asta e o parte din mesaj. Asta e o parte. Mesajul cărții este că viața trebuie trăită până la urmă și viața e frumoasă așa cum e și trebuie să o accepți așa cum e.
Așa, nu să zic prea mult. Trebuie să citească, trebuie să... Ar fi bine să citească oamenii și să vadă acolo ce... Oricum nu cred că asta strică vreun fel, că plăcerea lecturii sunt toate întâmplările și stilul în care sunt povestite și... Mă, cartea are poveste și coperta. La un moment dat am vrut să fac eu coperta. Să vin eu cu ideea copertei, pentru că îmi imaginam ceva, o poză pe pistă de avion, cei de la editură veniseră cu alte chestii, cu niște poze luate de pe net, eu n-am vrut să fie așa ceva. Și am zis, ok, vreau să fac o poză pe o pistă de avion, am vorbit la compania de aeroportul București, cu mari rugăminți, cu mari intervenții, am reușit să intrăm cu promisiunea că scriem pe copertă, cui datorăm treaba asta, să intru pe aeroportul Băneasa. Și îmi trebuie un om care să apară pe pistă. Nu voiam să apar eu, voiam să apară un om cu o față de bețiv. Eu am față de fost bețiv, nu mai am față chiar și de bețiv, dar voiam unul. Și aveam o grămadă de prieteni în activitate. Și aveam un prieten care a avut, nu știu, vreo 60 de angajați la un moment dat, coleg de liceu, Laurențiu Morăru și-l cheamă, un tip extraordinar de deștept, foarte, foarte bun ITist, firmă de calculatoare, care, dintr-un motiv sau altul, s-a apucat de băutură la un moment dat și a pierdut firma și a pierdut tot, a părăsit soția, a părăsit toți. La un moment dat l-a descoperit un coleg cerșetor prin Herăstrău. Dormea prin parcuri, au încercat toți colegii, ne-am strâns toți, am încercat să-l luăm, să-l ducem undeva la niște de-astea de desalcoolizare. Alți prieteni ai lui îl duseseră acolo, dar fugise de câteva ori. Și mi-am zis, băi, uite, l-am sunat pe el, băi, Morăruș, uite, vreau să fii la mine pe carte, să... Avea telefon mobil. Să fii la mine pe carte, să apar, să poză cu asta. Și el zice, Iancule, nu așa se tratează un business. Trebuie să ne vedem, să discutăm la o masă, să punem datele probleme, nu zici tu prin telefon, pe ce așa faci tu business cu mine? Îmi pare foarte, foarte tare pentru că n-am insistat. M-am enervat și am căutat pe altcineva pentru că el a murit acum câteva zile, a murit, știi, a fost la 44 de ani să moară un om care a avut o grămadă de bani și a avut tot ce a vrut și o soție extraordinar de frumoasă. Și pare că mi-ar fi rămas cartea cu poza lui, știi. Hei, și atunci l-am sunat de nervi pe un alt prieten care l-a venise din Spania unde fusese Salahor. Numai că înainte și ăsta fusese un tip extraordinar de deștept, un tip foarte citit, dar undeva viața lui a cotit-o brusc pe la 19 ani, prin facultate, și a ajuns să muncească prin Spania. S-a întors după 20 de ani să-și facă ceva prin România, să-și facă un business și el tot timpul vorbește acum mai de ziderie, de zugrăveală. Și am uitat cu el la aeroportul Băneasa și timp ce eu mă uitam, vorbeam cu fotograful, el se uita aici, băi, dar nu e bine tencuiala asta aici, dar ușa asta e pusă strâmb, băi, dar românii ăștia, băi, voi românii nu mai aveți nimic, nicio treabă. Și vorbeam numai de asta. Fotograful e un tip de la Reuters, care a făcut poza, care nici el nu voia să facă poza. Deci m-am uitat pe net și nu mi-a plăcut nicio poză, niciun fotograf, nu știu, adică nu mi-a plăcut. Nu mi s-a părut că s-ar potrivi cu Xanax. Și mai mi-a zis cineva, băi, ia caută-l pe Mihai Barbu și vezi ce poze face. Și l-am căutat pe ăsta și făcea niște poze senzaționale. Am făcut rost de numărul lui, l-am sunat și zic, uite, vreau să îmi pozez și mie Xanax, pentru Xanax. Și zice, dar nu mai fac poze deloc. Păi de ce? Păi m-a retras. Păi ce te-ai retras? Păi uite, am un bar, Q-Pub, undeva la piața universității. Și zic, dar te rog frumos, mă rog, ia un pasaj din Xanax, zic, uite, îți dau un pasaj. Și dacă îți place, poate vrei totuși să faci poza. Și m-a sunat după aia, da, domnule, îmi place, vreau să fac poza. Hei, eram cu fotograful și cu Alex și până la urmă ne-au băgat pe pista aeroportului ca să facem poza. Cu directorul ajung, care trebuia să sune la aeroport, să dea mai tare, mai încet, că era pe Rana Morg, așa. Pe pistă, undeva pe pistă, lângă pistă, era un avion uriaș al Departamentului de Stat American, care se grăbea să decoleze, îl ținea oia pentru noi, a fost o chestie așa. Hei, și când stăteam noi pe pistă să ne grăbim să facem poza sau așa, fotograful i-a zis lui Alex, tipul de pe copertă, să-și aprindă o țigară, a prins la o țigară, s-a dus pe pistă și după 15 secunde, nu știu, un minut, două minute, s-au întors. Și eu zic, băi, să vezi că i-a zis ceva Alex, fotograf, s-a supărat ăsta de la, a fost la Reuters, e tare, mi-a stricat coperta. Și zice, gata, păi cum gata? Gata, am făcut poza. Eu zic, cum? Ce, băi, omul ăsta e așa de firesc cu țigara în gură și cu vinul, de zici că toată viața lui a mers pe pistă cu țigara și cu vin în gură. Cu țigara în gură și cu vinul în mână. Păi, e perfect omul. Și după aia zice ăsta, deci, auzi, mă, zice, Iancule, dacă mai ai vreo copertă de făcut, vreo carte, ceva, tot pe mine să mă cauți, că na, nu, e ușor aici, nu e nicio problemă să faci copertă. Da, și tot felul de povești legate de carte și așa, ce să-ți mai zic? Vreau să întreb, în carte e personajul poetul, care i-a fost profesor și prieten, și ai spus că el, datorită lui, ai tu dragostea de lectură. Da, da, se numea Vivi Angel și a murit. Cum ți-ai insuflat dragostea de lectură și cum ai face azi dacă ai vrea să insufli cuiva unui adolescent? Eu am povestit și în carte chestia asta. Eram prin clasa 7, eram un copil foarte... spărsese în capete de oameni, mă băteam, încă eram, umblam mai prin păduri cu câinii. La un moment dat mi s-a făcut rău că am făcut o omletă cu frunze și am mâncat-o în pădure pe o tigaie cu niște prieteni, am făcut o tigaie acolo și am făcut o omletă și am pus noi frunze uscate. Așa, asta demonstrează și că n-aveam un IQ foarte mare și cred că s-a păstrat. Cred că toți copiii au mâncat frunze la un moment dat. Mă rog, și făceam numai tâmpenii din astea.
aveam niște vecine care își făceau, trei tipe care își făceau baie undeva sâmbăta, că așa se spală la țară, sâmbăta. Își făceau baie undeva lângă un ieleșteu și eu mă uitam din fânar și le vedeam și mă delectam eu cu ele, cu privindu-le, pentru că mi-am seama că nu ar trebui să fiu egoist și luam intrare. Percepeam intrare băieților din sat și veneam toți și ne uitam la alea când își făceau baie. În tot contextul ăla, așa, nu citeam nimic, n-aveam nicio treabă, nu-mi plăcea să citesc, nu-mi plăcea să scriu, umblam cu câinii toată ziua, mergeam prin păduri. Tata era profesor de matematică și am seama că nu o să iau pentru că nu știu nimic la român. Și au zis, hai să ducem la meditație undeva. Și m-au dus la toți profesorii din Găiești. I-am luat la rând. Și de unul nu-mi plăcea că mi s-a părut că, nu știu, e prea nesimțit, prea arogant, de una își bătea elevele, nu mi-a plăcut și tot am plecat așa de la toți profesorii, i-am evitat și până la urmă am ajuns la Vivi Angel, care era ca un fel de ultimă soluție pentru ai mei. Era un tip la 30 ceva de ani, bețiv, foarte, foarte deștept, foarte cultivat, stătuse pe la Nichita Stănescu prin gazdă, în anii facultății și cunoștea o grămadă de chestii. Și m-au dus la el și a zis, hai să-l ducem la Vivi, că poate Vivi scoate ceva din el, că nu mai avem unde să-l ducem. Și țin minte și acum cum m-au dus într-un apartament în Găiești, s-a deschis ușa, a ieșit ăsta, poetul, și eu zic, s-a rămâna, cum făceau copiii așa nesimțiți. Și el mi-a întins o labă păroasă așa. Și eu m-a dat înapoi, îți dai seama că pipa mâna. Și a zis, băi, când îi zici cuiva să rămână, trebuie să fii în stare la odică să-i o și săruți. Mi-a plăcut. Și a rămas acolo. La el, în bucătărie se făceau meditațiile pe vremea asta, într-o bucătărie, asta fuma mult. Mi-a pus și mie ce bei un vin. Nu-mi dăuse niciodată în clasa 7-a tata și mi-a pus și mie un dege de vin. Da, și m-am simțit bărbat. Deja era altă treabă. Și cine ăsta? Era poza cu Ceaușescu. Toate cărțile aveau pagina de gardă, poza lui Ceaușescu. Păi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general Partidului Comunist Român și șeful Marii Adunări, nu știu ce. Ce nu mă, ăsta e un nenorocit, ăsta ne-a distrus nouă țara, ăsta a făcut așa. Și toată lecția a fost să povestească despre Ceaușescu. Ai mei vorbeau despre Ceaușescu pe vremea aia doar în șoaptă, când stăteau în dormitor, îi auzeam șușotind, eu credeam că spun șoapte de amor, dar îi vorbeau despre Ceaușescu și despre cât de rău e. Și așa m-a cucerit cu povești din astea despre Ceaușescu, despre femeie, îmi povestea despre Veronica Micle, despre Eminescu, despre, îmi spunea epigrame, tot felul de chestii haioase și așa ușor, ușor m-am apropiat de literatură și îmi dădea cărți. Dădea cărți, luam o carte azi, luam o carte mâine și avea vreo 12.000 de cărți. Și vorbeați după aia despre cărți. Și vorbeați despre cărți. Nu-mi dădea... Cum se făceau meditațiile atunci? Venea profesorul, îți dădea un caiet studențesc cu comentarii și tu copiai comentariile alea din ei pe timpul și pe banii tăi. În acest cadru, spațiu-tempo, Miorița este nu știu ce. Ei, n-am fost așa. Nu, el mi-a dat cărți foarte tari și cărți pe care mi le-a recomandat el atunci rezistă și acum. Că țin minte că asta era în anii, era în 88. Mi-a recomandat un vaiu de singurătate, mi-a recomandat Deșertul tătarilor de Dino Buzzati, Conștiința lui Zeno de Italo Svevo și o grămadă de cărți de genul ăsta, cărți foarte, foarte, foarte mari. Trecut de atunci 30 de ani. Și acum sunt printre cele mai bune pe care le-am citit vreodată. După care n-am mai putut să mă dezlipez de treaba asta și indiferent ce se întâmplă, citesc. Ultima carte pe care am citit-o este Cina. Cartea purtă mai demult, dar acum am dat eu de ea. Scrisă de un olandez, extraordinară. Acum sunt pe care se termin cântecul lui Solomon de Toni Morrison. Care și asta e o carte superbă. Cu cartea e greu. Cu cititul e greu. Dacă te lași, la un moment dat e foarte greu să te reapuci. E greu să faci pauze. Trebuie să o ții așa. Cititul e un exercițiu până la urmă. Eu am prieteni care au citit foarte mult, care s-au lăsat și care acum nu se mai pot apuca. A făcut o pauză de 20 de ani și s-a terminat. Asta e o pauză, e puțin spus. Costel, prietenul meu și care apare în jumătate de carte, nu a reușit încă să termine Xanax, culmea, care e despre el, jumătate în carte despre el. Poate pentru că știe poveștile, nu? Păi asta a zis și el și despre taică-sus în povești, apropo și de Costel. Taică-sus s-a supărat foarte tare pentru că ne amintică din carte, pentru că l-am înfierat acolo, am povestit o grămadă de lucruri despre el și i-a zis Costel să nu mai prinde pe acolo, să ne mai vedem niciodată. Și așa și ăsta zice, băi, cum mă, că te-a luat din stradă și te-a băgat în literatura română, ești tâmpit, nu, lasă-l în pace. S-au mai supărat unii, s-au mai bucurat alții. E foarte interesant să vezi cum reacționează oamenii după ce scrie o carte. Sunt oameni pe care i-am cunoscut fugar, m-am întâlnit 5 minute cu ei, 3 minute în viață și care m-au întrebat când au aflat că am scris o carte adevărată, cum zic ei, despre mine ai scris? Păi n-am scris, ce să scriu? Hai nebunule, că sigur ai scris tu ceva și despre mine. Fiecare vreau să rămână acolo cu ceva. E un film pe care nu știu dacă l-ați văzut. Luăm modele stele. Cu unul care merge prin niște sate cu un așa numit descoperitor de talente și merge prin niște sate prin Italia și le dă niște probe și vin tot felul de oameni să dea probe ca să-i facă vedete. Și fiecare spune acolo mica lor poveste de 10 secunde, fiecare spune povestea lui. Și bine, de fapt al lui filma nici nu ducea nicăieri. Fiecare crede că are ceva de spus. Și probabil că are. Probabil că asta e și Xanax. Fiecare om mărunt are ceva de spus în Xanax. Și probabil că și aia care m-au sunat că poate alea 5 minute au fost mișto și nu mi-am dat eu seama. O să fiu atent de acum încolo.
Te documentezi cumva și ții interacțiunile acum mai bine, că ai scris Xanax și poate o să mai scrii altceva asemănător? Sau? Nu vreau să mai scriu ceva asemănător. Nu vreau să scriu în același stil. Lumea ar mai vrea un alt sang și mi-au sunat oameni și asta e o chestie care pe mine mă bucură, bineînțeles că m-au sunat, că am spus, eu nu scriu pentru mine, am scris pentru oameni, pentru oameni să se vândă, să se citească, să te bucuri când se citește, te superi când se citește, e clar, adică dacă îmi văd cartea, am pus, am publicat 1000 de exemplare și o văd pe raftul librăriilor și peste 5 ani prăfuită acolo, mă supăr, e clar, nu mi-am atins scopul, dacă au că se vinde fiecare tiraj nou, mie îmi provoacă mare bucurie. Mai sună la editură, mai avem încă doar 300 din tirajul 3. Hai să te apuci să mai, dacă vrei să mai modifici pentru tirajul 4, să mai colectezi ceva. Asta te bucură. E ipocrit cine spune că nu scrie pentru cititor și scrie pentru el însuși ca să se elibereze, să se nu știu ce. Nu, scrie pentru cititor. Dacă scrie pentru tine, scrie acasă. Și mă bucură când scriu oamenii, tot felul de oameni, că văd viața mai frumoasă, că văd lumea altfel, că s-au distrat, că s-au amuzat, că au stat pe plajă și râdeau și se uita toată lumea din jur la ei. E un sentiment super mișto. Să vezi oameni necunoscuți care scriu și care îți mulțumesc, sau într-o piață în care oamenii nu citesc, să faci oameni. Mi-au scris unii care nu știau să scrie. Abia scriau și abia buchiseau. Ai făcut ceva să-ți promovezi cartea? Da, da. Ce? Am făcut foarte multe să-mi promovez cartea. Mai aveam să mă vreau dezvăluca prin piața universității. Nu, cum? Bine, știu că lansarea a fost. Am lansat-o în avion. M-am agitat un pic cu cartea pentru că dacă omul nu știe de ea, n-are ce să cumpere. O marfă pe care nu o știi, din atâta titluri, tu intri într-o librărie și vezi niște nume, vezi sute de nume de cărți, mii de nume și toate necunoscute. Pentru că nu sunt Mihai Rădunescu, Ștefan Bănică Junior să scriu o carte și orice porcărie o scriu acolo se vândă doar pentru că lumea mă știe la televizor. Și atunci a trebuit să promovez cartea. Am promovat-o, au fost comunicate de presă, au fost interviuri. Mie altfel nu-mi place să vorbesc despre carte. Nu-mi place să dau interviuri, nici pe ăsta nu mi-ar fi plăcut să-l dau. Și da, pentru carte merită, adică e un efort pe care trebuie să-l fac, sunt conștient. Am făcut o lansare în avion, am făcut o lansare pe malul mării la 5 dimineața, scriu pe Facebook tot timpul, trebuie să faci tot timpul ceva. Oamenii nu știu de cărți, nu știu. O carte promovată e deja jumate vândută. Uitați-vă, Godin a vândut o grămadă de cărți, fără să fie vreo bijuterie de carte. Niște însemnări. Pentru că a promovat foarte tare, pentru că au scris televiziune despre el, pentru că s-a dus Iohannis la lansare, pentru că... Ai spus ceva într-un interviu care mi-a plăcut, că scriitorii sau că vrei ca Xanax să concureze nu cu alte cărți, ci cu Facebook, absolut, cu Netflix. Absolut. Și mi s-a părut foarte bună ideea. Absolut, asta. Pentru că în România, e trist, dar așa, în România, în general vorbesc, sunt și excepții, bineînțeles, dacă un scriitor sau un oarecare publică o carte care se vinde în 1500 de exemplare într-un an, l-ai fericit că n-a rămas cartea pe rafturi și așa mai departe. Xanax s-a vândut în 1500 de exemplare în 4 zile din stadiul de precomenzi. Adică nici n-am apucat să intre în librării și au luat-o de pe site-ul editurii. După aia au mai intrat 3000 în librării, au mai intrat încă 3000, deci sunt 7000, nu s-au vândut toate probabil, și o să mai intre 3000, cred că maximum o lună. Cu cine să concurez? Cu cele 1500? Cu tirajele medii de 1500? N-avea sens. Și atunci mi-am luat ca țintă altceva, pentru că eu am văzut că majoritatea oamenilor pe care îi cunosc vorbesc de Netflix, foarte puțin oameni vorbesc de o carte. Din ce în ce mai puțin oameni care să spună, păi am văzut o carte bună, am citit o carte bună, așa tot spun, uite, am văzut serialul X pe Netflix, am văzut ăla cu CIA, cu toată lumea este pe Facebook, toți oamenii au cont, mama are cont de Facebook, bunici, străbunici, toți au cont de Facebook și atunci... De ce fac toate astea? Pentru divertisment. Și atunci eu am făcut o carte ca un divertisment. O carte în care să și transmit ce vreau să transmit, o carte care să și rămână, sper eu, dincolo de moda un an sau poate doi sau așa, să rămână mai departe, dar să-ți și placă să citești. Pentru că, de asta spun, de asta, omul se uită pe Facebook să se relaxeze. Și să năxe o carte care te relaxează. Așa cred eu. Sau așa am făcut-o. Asta e. Că în rest, din scris nu se poate trăi, din cărți nu se poate trăi în România, pentru că o carte care are 10.000 de exemplare într-un an, e ceva de vis în România, este ceva de topul topului, dacă are într-un an. 10.000 de exemplare înseamnă 10.000 de euro, asta în condiții în care cartea e scumpă, în care cartea costă 10 euro. Și înseamnă că ai 1.000 de euro pe lună, dar nu poți să ții cartea aia, să o duci, să o ții 5 ani la vânzările alea, pentru că nu se poate, nu cumpără omul atât de mult. Și să scrii fiecare an o carte care să citească, nu se poate la fel. Nu poți să scoți ceva atât de bun și atât de interesant. Deci nu poți trăi din scris. Și o faci pentru, nu știu, pentru glorie, pentru... Dacă mă întreabă cineva ce am scris-o, nici nu știu bine să spun. Dar nu pentru mine. Nu știu ce să mai zic. Bine, atunci îți mai pun o singură întrebare. Poți să fii 29, că abia m-am strânit. Nu mai am, gata. Așa. E o întrebare pe care o pun de obicei la final. Așa.
și e, dacă ai avea la dispoziție un banou mare publicitar într-o intersecție mare din București, și ai putea să scrii pe el ce vrei tu. Întrebare ce ai scrie. Stai să mă gândesc. Stau. Stai cum mă gândesc acum. Așa fac eu, trebuie să ia poziție de gânditor. Da. Dacă aș avea la dispoziție un panou mare publicitar, aș pune pe el. Aș face cumva ca o caricatură, ca o fotografie din asta, ca o bulă din asta, cum există prin Cațavenci și prin Kamikaze, cu Cărtărescu stând acasă, împărțită în două panouri, Cărtărescu stând acasă și Liceanu sunându-l de la el din birou, Liceanu cu Xanax pe masă și întrebându-l ce faci Mircea pe când următoarea carte. Și Mircea, sunt pe fotoliu tot cu Xanax în mână, scriu domnul Liceanu, urmează în curând. A, cam așa ceva aș face. Apropo, chiar am vorbit într-o zi cu Cărtărescu, l-am sunat pe om pentru că era cineva pe Facebook care mă denigra și pe mine și pe el și pe mai mulți, nu contează, un alt subiect. Și i-am spus, dom'le, uite, am făcut rost de numărul lui, sunt cu Tărică, am scris și o carte și ne denigrează unii. În locul dumneavoastră aș fi vrut să știu. Îți dai seama, unul mic vine un puțoi de la țară și spune unuia, nu știu, numai Tyson, băi, vezi că e unul care a zis că ne bate. Așa, și eu mai zic, nu mă interesează și așa, dar să știți că am auzit de Xanax și e bine și așa. Până la urmă, așa începe. Da. Așa începe gloria. Deocamdată Xanax e încă mic, e mare pentru om care scrie prima carte, dar e mic pentru ambițiile mele, e mic și arogant, însă știți cum e Xanax? E ca pointerul meu care la 10 luni a început și el să facă pipi cu piciorul ridicat, pentru că îi fac așezați până fac pe bine. Face pipi cu piciorul ridicat, mult mai devreme decât ar trebui, că trebuie să facă după un an și ceva. Și asta e semn de aroganță și de mare încredere în sine, doar că face pe piciorul din față. Nu știe să țintească. Cam așa e Xanax deocamdată, dar o să se regleze timp. O să învețe să facă din picioare. Asta e important. Sper să facă undeva și pe piața internațională, să nu rămân doar aici. Succes atunci. Mersi mult. Și mulțumesc de interviu, mai ales dacă nu-ți place să dai interviu. Nu-mi place deloc. A fost un coșmar, da? Bine, că s-a terminat. Da, mersi. Da, asta e. Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercurea dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonează-te într-o aplicație sau pe blacusens.ro. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!